Agenții economici din județul Giurgiu au anunțat 110 locuri de muncă vacante în perioada 18-24 mai. Cele mai multe dintre posturile vacante, 96 la număr, sunt pentru giurgiuvenii cu studii medii și profesionale. În săptămâna 18-24 mai, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, sunt înregistrate un număr de 110 locuri de muncă vacante. Dintre acestea, cele mai multe sunt pentru persoanele cu studii medii, profesionale și lucrători calificați sau necalificați în diverse meserii. Spre exemplu, agent de securitate, lăcătuș mecanic, coafor, cosmetician, sudor, tapițer, tâmplar universal și multe altele. Celelalte locuri de muncă disponibile se adresează persoanelor cu studii superioare și post-liceale. Se caută asistent medical, automatist, casier, inginer construcții civile, industriale și agricole, inginer nave, inginer șef construcții, inspector resurse umane, învățător, recepționer, contractări, achiziții, referent. Peste 400 de locuri de muncă sunt în spațiul Uniunii Europene puse la dispoziție prin intermediul rețelei EURES. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite în Germania, un număr de 91 de posturi, în diverse meserii, cum ar fi tâmplar, alternativ dulgher, zugrav, electrician în construcții, șofer, mecanic industrial, personal servire client. De asemenea, sunt oferite locuri de muncă în Italia, 60 de posturi de asistent medical și îngrijitor persoane, și Marea Britanie, în tot 60 de posturi de îngrijitor persoane. Acestea sunt țările în care sunt oferite cele mai multe locuri de muncă. Persoanele interesate pot obține mai multe informații referitoare la posturile disponibile atât în județul Giurgiu, cât și în țări din Uniunea Europeană, la sediul AGOFM.